dimineața, bine ai revenit aici la Tezaur TV. Cum ai dat start acestui început de săptămână? Uitați-vă, plin de emoții, ca și cum se de dimineață, cum e întâlnit Chișinău cu ambuteiaj. Așa. Dar cu dispoziție bună și toamnă cu soare. Așa, mai ales că avem un timp superb. Extraordinar. Cele mai frumoase timpuri cred că sunt acele de toamnă, mai ales pentru o doamnă, dar pentru o domnișoară poate primăvară. Nu știu, să știi că mie îmi place și toamna. Place toamna. Mai ales acum, în ultima perioadă, nu știu de ce. Chiar poate, e minunată. Poate timpul ăsta de afară e de vină. Dar, în general, ești o persoană matinală sau? Nu prea e sunt. Mai dulce somnul de dimineață. E mai dulce de dimineață pentru că seara mai mult îmi fac manifestațiile și sunt deprinsă. Însă, înainte, da, am fost și eu profesoară, am profesorat și dimineața chiar eram matinală. S-a schimbat un pic. Felicitări pentru această nouă melodie. Mulțumesc cu care mult. Ai venit astăzi în premieră aici la Tezaur TV. Mulțumesc. O melodie care ne învață să iubim și să trăim la maxim fiecare clipă din viața noastră. Cum a venit ideea creierii acestei piese? Inima continuă să bată, deci compozitorul este Oleg Baraliuc, dumnealui și melodia și textul. Așa a fost să fie să fredoneze, pentru că dumnealui mai colaborează și cu textierii, însă uite că a izvorât această inimă care continuă să bată că atunci când stăm la masă și copiii și nepoții sunt de la mic la mare, se vorbește în această piesă și cum trebuie să mai lăsăm uneori rațiunea și să mai spunem ce avem pe inimă. Noi, ai noștri, o familie mare care este Moldova noastră, chiar toată familia și a cei de acasă, pentru că noi atunci când ieșim în societate, trebuie într-adevăr artistul să demonstreze că bunătatea și inima ne face să fim mai buni. Așa e. O melodie în care, de fapt, se regăsesc foarte mulți dintre noi. Cred că da, pentru că e o familie de masă, lăutărească, de dispoziție bună, nu este chiar dansantă, e mai mult relaxantă, care te pune pe gânduri, care te duce într-o atmosferă cineva în copilărie, cineva la bunici, cineva e lângă ai săi, cineva poate e cu gândul cu acel de departe. Să știi că eu mă gândeam, ascultam melodia ta în această dimineață și mă vedeam undeva acolo în viitor, lângă copii, nepoți, nu știu, stând grămăjoară la un colț de masă. Și cuvântul, fiecare își duce crucea sa și cum îți așterni așa și vei dormi. Uitați-vă cât filozofie și fiecare se regăsește în acest text, cred că. Și mulțumesc pe această cale compozitorului. Dar te reprezintă și pe tine, să știi această melodie. Da, mulțumesc, chiar te-ai regăsit cu m-am regăsit și colaborăm deja cu domnul Oleg Baraliuc de aproape 7 ani și dumnealui este un compozitor și noi suntem fideli, pentru că colaborăm din prima zi. Eu am deschis proiectul cu dumnealui, cu piesa de VF alături, cartea mea de vizită. Așa. Cine nu cunoaște, să privească. Să privească și să cunoască. Da, și vreau să mă laud așa un pic, pentru că, într-adevăr, dumnealui merită toți laurii, toate laudele, pentru că mă reprezintă și este un compozitor cu acel care, cine vine la el, lucrează individual. Și m-a simțit și asta a fost să fie. Inima continuă să bată, cu care am venit astăzi. Da, să știi că și o denumire tare, tare frumoasă și sugestivă pentru cei care o ascultă. Urmează și un videoclip cu această piesă. Sau încă stai pe gânduri? Ne străduim. Acum mai stăm pe gânduri pentru că urmează, vin sărbătorile de iarnă. Și deja în palmares mai avem o piesă, tot împreună, în proiectul dumnealui, deci noaptea dintre ani și cred că ceva de iarnă să o realizăm și după aia mergem, de ce nu după anul nou să facem acest videoclip, pentru că nu le reușim pe toate. Deci procesul de creație la Carmela este întoi. Da, și așteptăm cu mare drag și invitațiile la sărbătorile de iarnă, pentru că sunt, uitați-vă, chiar ce-a mai rămas.
Spuneai că nu le reușești pe toate, dar noi vrem să te, să dezbatem acest mit, pentru că și cu evenimentele private din această vară, dar și cu melodii noi ai reușit, care e secretul? Deci secretul cred că e inspirația, atunci când venim acasă aripile cresc, pentru că eu fac naveta, așa, și eu am un mic secret, le țin așa în săltăraș. Și apoi le scot. Să se prindă acolo. Să se mai prindă, să se mai coacă, da. Adică fac câteva piese și după asta încep să ies la publicul spectator, dacă vin bine, dacă nu, ca pe o mănușă. Așa. Da, un concert solo de-a Carmelei când se prevede. Deci, eu am mai avut, e foarte greu da, să e realizez, foarte greu. Așa. Și chiar mă pun pe gânduri, însă să sperăm anul 24 să fie cu bun augurii. Să sperăm, să știi că noi ținem pumnii pentru tine. Știu că a fost o perioadă destul de încărcată, sezonul estival, cu tare multe evenimente. Da. Cum reușești să combini? Suntem bogați. Suntem bogați și asta ne bucură. Da. Continuă și acum aceste evenimente să fie la fel de solicitante? Da, acum în noiembrie plec, iarăși fac naveta, vin, plec și, cum să zic, dacă spectatorul cere, noi venim și bucurăm lumea, însă totul trebuie să fie pe măsură. Așa. Și da, mai mult acolo sunt, în diaspora. În diaspora? În Rusia, da. Când urmează să pleci? Deci, noiembrie 15, undeva așa. Deci, am chiar pe 18 am manifestare. Unde îți place cel mai mult să cânti, totuși? Îmi place acasă să cânt, pentru că aici e dorul, aici sunt ai noștri, aici sunteți voi frumoase care mă întâmpinați cu mare drag. Vă mulțumesc pentru promovare, pentru că fără televiziune și fără TV și internetul care ne promovează noi artiștii, nu putem să ieșim cu fața noastră spre spectator, așa cum este. Însă acolo ei sunt dornici de casă, în diaspora, când plecăm, ei sunt altă atmosferă, e altă primire, emoții. Nici nu știu cum să vă explic, la 200 de grade de așa, o căldură și o vine de la ei, că îi doresc și parcă nu-ți dau voie să pleci de lângă ei. Sunt dornici ca niște copii. Așa este. Și te încarci foarte frumos de la ei, vii aici și te pui pe gânduri că trebuie să creezi, să nu te oprești, să mergi mai departe. Ei, într-adevăr, îmi dau oare. Uneori mă opream, zic, nu mai fac, ies, nu ajung, pentru că mai sunt artiste care poate să facă o piesă pe an, de exemplu, și eu ziceam, ok, haideți pentru voi o să vă fac ceva și dansant și melancolic și chiar mergeam la compozitor și zic ce să fac pentru asta, ce doresc ei. Să-i mulțumesc. Așa este. Să știi că tu te încarci de la ei, de energie, da, iar noi mult. De la tine. Mulțumesc. Pentru că de fiecare dată vii cu atâta energie aici la Tezaur TV și nu doar aici, per general, mulțumesc. Pentru că te cunoaștem. Cum reușești să păstrezi această nuanță? Pentru că mereu sclipești de fericire, mereu ești pozitivă și nu mereu ne reușește. De ce? Nu știu, spune-ne sunt tu. Sunt și eu om viu și am și eu nervi uneori. Asta, o fi dragostea de vină? Și dragostea de vină. Tot viața suntem îndrăgostiți de frumos, de artă mai ales. Sigur că eu cred că e un noroc să ai un artist în casă. Noi suntem de la Dumnezeu cei care ieșim în scenă și ducem publicului, chiar și jurnaliștii, artiștii, cameromanii, lumea care, pictorii, adică toată lumea de artă, unde am absolvit și noi Universitatea de Arte frumos, cu amintiri frumoase, chiar priveam la Moldova, nu știu dacă trebuie să spun, adică da, că priveam la televiziune, emisiunile cu actorii, cu artiștii noștri și mi-aminteam de anii de studenție. Iată, uneori te mai încarci din amintiri, din locurile pitorești unde ai crescut. Într-adevăr, când am ceva pe suflet, merg acolo acolo?
Unde e locul meu de baștină la părinți aici pe Grenoble? M-am născut chiar în Chișinău, dar sunt case pe, la pământ, cu cereș, cu toată, așa și-au mai rămas, cu toate bogății. Și mă mai încarc ieșind de Chișinău la, la Orheiul Vechi, să mai mergem acolo, chiar îți încarci bateriile în weekend. Deci tu preferi natura, locurile pitorești, locurile frumoase, da, și oamenii dragi să-ți fie alături. Asta e cel mai sfânt pe lume. Asta e secretul energiei tale. Da, desigur, și lumea bună. Mă strădui chiar atunci când văd negativul sau tristețea. Pun o întrebare, de ce ești așa? Și parcă se văd că se schimbă după o comunicare. Dar dacă mai cântăm și un cântec și o piesă, toată lumea, da, și mai spui și un banc și toată lumea, da, e fericită. Să știi că noi tare mult apreciem această stare pozitivă pe care ne oferi și nouă de altfel și chiar îți mulțumim că ai reușit să ajungi pe început de săptămână, pentru că altfel vom fi și noi încărcați cu, Doamne ajute, cu multe emoții frumoase. Când nu cântă, ce face interpreta Carmela? Cu ce își ocupă timpul? Deci îmi fac și eu schițele mele, iarăși de la costum până la, pentru că am croitoreasă și iarăși cu studiourile, dar în afară îmi place să gătesc. Îți place să gătești? Îmi place să gătesc, iată, da. Ceva nou. Da, deci ceva de ale casei, aceeași mamăliguță, ceva la cuptor, bunișor, merg la magazin, îmi place să fac shopping, îmi place să merg chiar să călătoresc, de ce nu, dacă se permite, pentru că acum dacă ai un pic așa la buzunar strâns niște bani, poți să călătorești, pentru că nu e atât de scump să mergi undeva peste hotare. Da, îți permiți cu ceva mai cu reduceri. Și dacă ceva timp bine înainte la partea financiară, atunci cu siguranță găsim noi cu ce să, da, ne ocupăm timpul. Și chiar asta te încarcă, pentru că nu trebuie să stai locul și să te uiți, o, Doamne, să cadă ceva din cer. Nu, noi singuri ne creăm viața și asta e tinerețe fără bătrânețe. Exact. Vorbeai că reușești să schițezi și vestimentația ta. Tu te ocupi de outfit-ul, da, tău. Apropo, astăzi arăți tare bine. Nu știu dacă te-am mai văzut în culorile astea deschise. Nou. E ceva nou, nu-i așa? Da, de unde e asta? Tare superbă. Deci e ceva de adus, tot la fel de psihotare am găsit, dar am prefăcut-o aici cu croitoreasa mea, în stilul corset, adică noi am stilizat așa un pic și am zis că am o piesă nouă și cam așa să mă vadă. M-a pictat, m-a desenat, pentru că ea m-a desenat, chiar are schițele ei. Și uitați-vă că cred că e bine pentru astăzi, pentru că nu m-am văzut încă dintr-o parte așa la cameră. Arăți tare bine. Mulțumesc. Și colegii din caschetă ne spun acest lucru. Carmela e superbă, mai ales acolo la cameră. Nu știu, la fel, la fel, fetele. Mulțumim. Ai avut momente echipă când mergeai în trafic, nu știu, și ascultai, da, la radio piesele tale. Ce emoții aveai când le ascultai? La general? Da, la general. La general. Chiar când am auzit pentru prima dată și nu contează că eu, contează colegii când au auzit și lumea. M-au făcut complimente și doreau să descopere cine este, cine. Și asta chiar m-a entuziasmat, m-a pus pe gânduri. Chiar sunt eu acea care am muncit și dau roade, dau rezultate. Pentru că asta contează pentru un artist. Sunt care poate să investească ani de zile și să ajungă peste ani la un rezultat. Dar eu, când am ieșit printre primele mele piese, Cine ești tu, dragoste, și De vei fi alături, ele au fost minunate, eu nu credeam în ele, eram un om care nu credeam în mine într-un fel. Nu credeam în rezultatele tale pe care le aveai. Nu, eu credeam că e așa o plăcere pentru mine să realizez eu un vis. Da, un vis. Până la urmă am văzut că lumea e plăcută, lumea, nu știu, m-a apreciat. Poate nu toți, însă în cercul meu mic, eu sunt mulțumită și Domnului de sus că îmi dă puteri să merg mai departe.
Deci a cânta a fost un vis de-al tău de când? Din copilărie? Deci din copilărie doream, da, mi-amintesc că vroiam și doctor să fiu, medic, eram mică și vroiam tare să fiu de operă. De artistă. Operă? Da, nu știu de ce, pentru că înainte erau radiourile la Bunei și mai mult se cânta muzica populară și opera. De atunci Maria Bieșu, Marea Maria Bieșu. Și eram mic și păi, fredonam Ave Maria, nu știu ce. Chiar îmi aminteam zilele astea și zic, nu, că nu m-au dat la muzică de mică. M-au dat la dansuri, da, doream vioara să studiez, însă bunelul nu mi-a mai cumpărat, pentru că tatăl era în Ucraina, era departe de noi. Eram eu, mama și bunica. Și au zis că e foarte scumpă pe vremea aceea, într-adevăr, un instrument în casă, trebuia să-ți permiți. Dar eram atrasă de muzică și vecinii aveau vioară, se auzea că se studia și eu eram, tângeam în mine. Bine, până la urmă mi-au cumpărat un casetofon, ceva, muzică în casă, la o copilat. Măcar ceva să fie. Ceva să fie. Și eu am mers la dansuri, am mers la studioul teatral și până la urmă, Andreea, m-am făcut actriță. Așa. Așa, m-am dus și eu unde măcar ceva să miroase artă. Pentru că nu se înțelegea cu ce face o copilul ăsta. Și îmi plăcea să desen, eram foarte închis, eram în casă, stăteam cu orele în camera mea și bunii spuneau că întrebau vecinii de afară, dar unde e fata aceea, că voi parcă nu aveți copii, nu aveți nepoat, nu s-aude. Nu se mai vede. Nu se... Dar mie îmi plăcea să ascult ceva sau să desen sau să scriu, nu știu, așa eram eu o fire de copil. Să tac și să fac. Da. Și până la urmă bine, când în adolescență mai ieșeam și noi afară la fotbal, la voleibol, eram toți și băieți și fete. Așa e când adolescența e deja pe aici și vrei să arăți că poți de toate. Și deja la Universitatea de Arte am absolvit actorie și m-am făcut actriță. Și de unde până unde m-am făcut și interpretă dramatică, eu așa și zic, cum spunea, dacă îmi permite. Totuși nu ai renunțat la ideea asta de cânta. Întâmplător ai venit să vină. Și deci s-a descoperit vocea asta a mea blândă și joasă, așa cu coardele vocale și au zis că ai să fii și artist. Nu uita că ai în spatele meu, așa îmi spun ai noștri compozitori, deci tu nu uita în spate că ai actoria și ea te ajută, pentru că e mai rar exact să fii interprete cu școala actoricească. Și eu zic, Doamne Dumnezeu, ce vă rog. Dumneavoastră vorbiți, dar eu nu știu ce să fac cu toate averile astea mele care le am în mine. Și așa am mers pe calea asta. Dar nu te-ai gândit să revii la cel vis de a cânta opera? Nu știu. E minunat, e complicat, însă da, dorința trebuie să fie mare. Și vocea se schimbă, mi-au spus că atunci când ai să renunți la muzica ușoară pe care o faci tu acum, ai să pierzi și ai să... acolo e altceva, e o altă lume. Adică poți să alegi. Am înțeles. Se schimbă vocea. Dar, în general, ce stiluri de muzică nu ar cânta niciodată Carmela? Nu ar cânta da, niciodată. Nu ar cânta. Care să fie acea legendă? Dar există așa muzică care nu se cântă. Nu știu. Cred că nu aș cânta ceea ce în secolul 21 a fost o perioadă prostia asta, rap. Și chiar au dat-o jos, pentru că ne ascultă copiii, ne ascultă cei mai ce. Nu aș cânta-o niciodată. Deci iată trebuie să ducem frumosul, dacă e harul de la Dumnezeu, să ducem bunătatea și frumosul, da. Așa e. Da. Știu că mai urmează să ne interpretezi o melodie. Da. Cum se numește ea? De cele ei, acele clipe și văpăi. Deci e la fel o melodie de toamnă, cred că așa să spunem. Și dacă îmi permiteți să spun, compozitorul Ivan Linkovski. O melodie pe care a lansat-o la fel a stat acolo la mine undeva ascunsă și nu prea a ieșit la iveală și cu ajutorul dumneavoastră, dacă e posibil, să o mai scoatem. Sigur, cu mare drag. E de 2-3 ani undeva. De 2-3 ani, dar nu prea a ieșit la iveală. Nu prea a ieșit la iveală, așa că cu
mulțumită dumneavoastră să încercăm să vedem, să o apreciați. Da, cu mare drag. Îți mulțumim, Carmela, că ai reușit să ajungi în această dimineață aici la Tezaur TV și cu mare drag te așteptăm de fiecare dată. Mulțumesc mult și eu vă zic o săptămână minunată, așa plină de surprize. Așa să fie. Îți mulțumim mult!